Boris Johnson se află din nou în autoizolare. Premierul Marii Britanii a luat această decizie după ce a intrat în contact cu cineva care a fost confirmat recent cu noul coronavirus. Între timp, Johnson a vorbit despre viitoarea campanie de vaccinare împotriva virusului. It doesn't matter that I've had the disease and I'm bursting with antibodies. We've got to interrupt the spread of the disease, and one of the ways we can do that now is by self-isolating for 14 days when you get contacted by NHS. Boris Johnson a transmis că, deși a intrat în contact cu cineva confirmat, nu prezintă simptome și va continua să lucreze de acasă. El a fost informat de către Serviciul Național de Sănătate că ar trebui să se izoleze pentru că s-a întâlnit cu un grup de parlamentari, dintre care unul fusese testat pozitiv. Premierul Marii Britanii a fost infectat cu SARS-CoV-2 în luna aprilie și a fost internat, starea sa fiind destul de gravă. Cu toate acestea, liderul de la Londra este optimist. El a declarat că testarea rapidă reprezintă un element important în încetinirea răspândirii și că speră ca vaccinul anti-COVID-19 să înceapă să fie distribuit înainte de Crăciun.